Vă salut, oameni buni, sunt Florin Cercel și am rugăminte la dumneavoastră să ascultați acest anunț de la început până la sfârșit. Vă rog din suflet. Știți foarte bine că de o perioadă de 6-7 luni de zile, cu aproximație, nu mai cânt la concerte și evenimente live. A trebuit să iau această pauză pentru a mă liniști psihic și a mă gândi și sufletește și mental, dacă pot să merg și am puterea să merg înainte sau nu. În această perioadă care nu am mai cântat, am stat foarte bine și m-am gândit și totodată mi-am dat seama că pentru mine tatăl meu, fata mea Antonia și muzica și restul familiei mele sunt același lucru, inclusiv muzica. Vin cu un anunț foarte important și totodată cu o veste bună pentru iubitorii de muzică marca Florin Cercel, da, este adevărat, din luna martie la jumătatea lunii voi reveni pe evenimente live și pe concerte pentru toți oamenii care mă iubesc. Nu înainte de a vă spune că de data aceasta nu mă voi mai ocupa eu, nici fratele meu Ionuț, nici fratele meu Ami, nici mama, nici nimeni, nu se va mai ocupa de evenimentele mele live. Mi-am pus un manager, veți avea un număr de contact pe acest videoclip, un număr care veți putea suna de la 10 dimineața până la 10 seara, adică orarul va fi de la 10 la 10. Acolo veți primi toate detaliile și mergeți pe siguranță și încredere, pentru că eu este omul meu, eu cu ei am semnat contractul acesta, deci nu vă gândiți la măgării și așa mai departe. Ce mi-e că vorbiți cu el, ce mi-e că vorbiți cu mine, gândiți-vă că este același lucru. Deci acolo veți avea toate detaliile. Poate vă întrebați de ce am ales lucrul ăsta. Am ales lucrul acesta pentru a mă odihni, pentru a fi cât se poate de liniștit, iar ce vreau să menționez în acest anunț. Și am rugăminte, de-aia v-am și rugat să ascultați de la început până la sfârșit, ca să puteți să înțelegeți. După toată perioada asta, care am stat-o și acasă, m-am obișnuit foarte tare cu familia mea. Și am luat o decizie ca lunea, marțea și miercurea să nu mai cânt de niciun fel. Și sper să nu fiu interpretat greșit. În primul rând mă gândesc și la sănătatea mea, să fiu și apt pentru evenimentele dumneavoastră, dar în primul rând și pentru sănătatea mea, că nu e nimic mai important ca sănătatea mea. Și am petrecut timpul lângă familia mea. Avea o mică recreere împreună cu familia mea, care 100% îmi va încărca bateriile peste limită. Ce vreau să vă mai spun. Știți foarte bine, când m-am lăsat de muzică, m-am lăsat cu o melodie care se numește M-aș muta la Honolulu. Iar de această dată, când mă voi reapuca, am rugăminte la toți fanii mei, oamenii mei care mă iubesc, că așa vreau eu să mă exprim, la toți oamenii care mă iubesc, să țineți minte cuvintele astea, pentru că voi scoate o melodie în luna martie, melodia care se va numi Patru lemne și un costum. Și am rugăminte și la cei ce nu ascultă manele și au o părere mai neplăcută despre manea, să ascultați melodia asta, măcar o dată în viață ascultați-o manea și ascultați melodia asta lui Florin Cercel, Patru lemne și un costum. Este o melodie compusă de mine, ca și Honolulu. Este o melodie de suflet, făcută din sufletul meu de aici, pentru oamenii care încă mai trăiesc cu picioarele pe pământ. Și eu îmi doresc ca oamenii să învețe ceva din muzica mea. Vă iubesc, așa cum am spus, veți avea un număr pentru concerte, evenimente și așa mai departe. Să aveți în vedere că Florin Cercel nu mai cântă pentru toți banii din lume, lunea, marțea și miercurea, pentru că eu, Florin Cercel, nu mor pentru bani. Asta vreau să înțeleagă oamenii. Voi cânta, voi fi la evenimentele dumneavoastră, voi avea parte și de familia mea, ca să pot să cânt pentru toți oamenii. Așa va fi de acum încolo, Florin Cercel. Vă iubesc, să vă dea Dumnezeu sănătate.
Recunosc că am fost într-o mică depresie, într-o mică mare depresie, după ce mi s-a întâmplat cu tata, dar asta poate pe parcurs voi dezvolta mai mult subiectul ăsta, cu toate că nu-mi face bine nici acum să vorbesc despre lucruri de genul ăsta, dar cu Dumnezeu înainte voi fi bine pentru toate nunțile și sunt același om, corect, și care mă doresc pentru meseria mea. Vă iubesc!